Credincioșii Arhiepiscopiei Tomisului au întâmpinat sărbătoarea Sfintei Cuvioasei Parascheva într-un mod deosebit. În ajunul sărbătorii, clerul și credincioșii parohiei din Năvodari, închinată Cuvioasei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au mers pe străzile orașului în tradiționala procesiune închinată ocrotitoarei orașului. Procesiunea s-a încheiat cu slujba vecerniei, oficiată la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitate. Iată-ne la această bucurie a sărbătorii Sfintei Parascheva, o proditoare orașului acestuia. Bucuria din sufletele noastre trebuie să copleșească starea noastră de înțelepciune, de tărie spirituală, de nădejde și urmuși către Dumnezeu. Sfânta Parascheva este Maica Rugăciunii, a dragostei, a jertfei și a sfințeniei. Ea n-a trăit decât 26 de ani, dar viața ei a fost o lumină atât de puternică. Tot vineri, primăria și Consiliul Local Cumpăna, la inițiativa primarului localității, au creștinat 5 prunci aflați în asistență maternală la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța. Taina botezului a fost săvârșită la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Cumpăna, de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie, împreună cu preoții din localitate. Misiunea noastră nu a fost aceea de ca noastră strâmb asistenților, inspector de asistență socială din cadrul primăriei Cumpăna, de a regăsi pe dumneavoastră, distinși nași, dar eu vă spun mai bine, dragi părinți spirituali, că aceasta să trebuie să faceți copilași. Dumnezeu să vă țină sănătoși, Dumnezeu să vă toată în mii binele pe care faceți. La final, primarul a oferit pentru copii câte un cadou simbolic și o icoană.